Mai mulți români din Spania au fost arestați sub acuzația de tratamente inumane față de semeni. Ei țineau în condiții de sclavie pe alți români și îi forțau să facă munci în agricultură. Șocant este că liderul grupării trăia în condiții de lux. Amănunte despre operațiunea Dunăre, așa cum au numit-o polițiștii spanioli, ne oferă corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Poliția îl identifică pe liderul acestei grupări doar după inițiala numelui, adică litera R. Ei bine, R este un român care se laudă pe rețelele sociale cu viața de lux pe care o duce aici în Spania. Mașini de sute de mii de euro, petreceri în cele mai luxoase discoteci din Madrid și haine de firmă. Ei bine, la un moment dat, la spitalul de urgență din Sevilla a fost adus de către ambulanțe un tânăr care prezenta răni grave pe nume Cosmin, care, în urma anchetei, care a fost foarte dificilă pentru că Cosmin nu știe spaniolă și nici nu a vrut să spună inițial adevărul, au aflat că a fost lovit de un tractor condus chiar de acest râ, chiar de liderul acestei grupări. Și-au dat seama că se întâmplă ceva neregulă și au descins la locul în care i-a trimis Cosmin, adică la o fermă de lângă Cordoba. Au găsit acolo, închiși într-o baracă, mai mulți conaționali. Ei au spus că sunt sechestrați, că nu au voie să iasă din această baracă, că actele lor sunt la liderii acestei grupări și că sunt forțați să muncească în agricultură, adică la cules de cartofi și la cules de măsline în special, pe, atenție, 25 de euro pe săptămână. Au descins, s-au dus să-i aresteze, mulți au fugit în România, de aceea poliția română a participat la această operațiune numită Dunărea și și-a făcut treaba pe teritoriul României arestându-i și aici au fost arestați 5 din liderii acestei mișcări, toți membrii ai aceiași familii, toți români. Acum ei riscă pedepse de până la, atenție, 125 de ani de închisoare, pentru că acuzația de sclavie este foarte gravă aici în Spania.